Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine astăzi Magdalena Trofin, viceprimar Ploiești, ales sub sigla USR Plus. Bună ziua și bine v-am găsit, doamna viceprimar. E prima emisiune la care participați la Observatorul Prahovean Live. Bună ziua, mulțumesc mult de invitație. Bună ziua tuturor ascultătorilor și celor care se uită la noi live în această dimineață. Așadar, aveți la dispoziție numărul de WhatsApp al ziarului, îl găsiți la datele noastre de contact. De asemenea, puteți transmite întrebări invitatului meu, repet, viceprimarul Ploieștiului Magdalena Trofin, și pe, sub forma de mesaje pe pagina noastră de Facebook, ca și comentarii la acest live. Trebuie spus că, deși doamna viceprimar coordonează anumite direcții din primăria Ploiești, va încerca să răspundă la cât mai multe dintre întrebările și observațiile dumneavoastră, repet, chiar dacă unele dintre ele cu siguranță nu vor face obiectul atribuțiilor desemnate în ceea ce o privește pe doamna Trofim. În primul rând, aș vrea să discutăm, doamna viceprimar, dumneavoastră coordonați activitatea centrelor de vaccinare. Astăzi a început etapa a doua, efectiv etapa a doua de vaccinare a populației. Vorbim aici de persoanele cu vârsta mai mare de 65 de ani, bolnavi cronici și angajații din domeniile esențiale. Câte centre de vaccinare sunt funcționale în Ploiești și unde se găsesc acestea? Astăzi este prima zi din etapa a doua de vaccinare. Așa cum a spus, în această etapă intră persoanele care au vârsta peste 65 de ani, persoanele bolnave cronice și angajații din domeniile cheie ale funcționării statului. În Ploiești sunt patru centre de vaccinare. Sala de sport a Liceului Alexandru Ioan Cuza, Liceul Incinta Liceului Ludovic Mrazek, fostul liceu Teleajăn. Mai este un centru la Spitalul Județean și unul la Spitalul Boldescu, care este o anexă a Spitalului Județean. Așadar, astăzi, populația, cea care, repet și fac această precizare pentru că sunt mulți care încă nu au aflat, nu oricine se poate vaccina, e vorba de această prioritizare. Primăria, practic, s-a ocupat de cele două centre de la fostul liceu Teleajen. De ce acolo? Pentru că accesul este destul de dificil. Vorbim de platforma de Colonia Teleajen, acolo unde nu există decât un singur traseu de transport public, să spunem. A fost ales acel centru ca urmarea spațiului pe care îl poate pune la dispoziție. Este adevărat, este un pic mai greu accesibil. Din acest motiv, primăria a anunțat că va extinde traseul 104. Cursele vor ajunge până la liceu pentru a putea înlesni persoanelor care sunt programate în acel centru să ajungă cu traseul 104 până la punctul de centru de vaccinare. La Ludovic Mrazek sunt două puncte de vaccinare în interiorul centrului, iar la Liceul Cuza sunt șase puncte de vaccinare în interiorul liceului. Bun. Inițial, în lista transmisă de autorități, mă refer aici la Prefectura Prahova DSP, în Ploiești erau mai multe centre, este normal având în vedere densitatea populației. De ce nu s-au deschis toate astăzi, ci doar două și cu cele din spitalele care până acum s-au ocupat de vaccinarea personalului medical? Inițial, primăria a pregătit 8 centre de vaccinare. Toate cele 8 au fost pregătite și verificate de DSP, urmând ca ulterior, ca urmare a numărului de doze disponibil, de vaccin disponibil, să fie deschise doar 2 din cele 8 centre. Pe parcurs, bineînțeles, urmează să fie deschise și celelalte centre, în funcție de numărul de vaccin și de adresabilitate. Bun, discutăm așadar de aceste centre. A fost o întreagă, să spunem, polemică pe tema cheltuielilor care ar fi trebuit decontate de către guvern.
Bănuiesc că Ploieștiul, chiar dacă nu este un oraș fericit din punct de vedere al bugetului, a găsit suficiente fonduri astfel încât să amenajeze toate centrele, mă rog, precizate inițial de autoritățile sanitare. Adică nu vor fi probleme de genul celor enunțate de alți primari: noi am vrea, dar nu avem bani. Primăria a făcut toate eforturile necesare să deschidă aceste centre, s-au primit materiale medicale și de la DSP, au fost achiziționate materiale medicale și de către primărie și am primit și sprijinul celor două spitale, Spitalul Municipal și Spitalul de Pediatrie, cu informații necesare amenajării acestor centre. Există o diferență între centrele de vaccinare din cadrul spitalelor și centrele de vaccinare pe care le-am amenajat în licee. Centrele de vaccinare din spitale sunt în spitale, au toate dotările necesare. Noi a trebuit să venim cu aceste dotări, să le adaptăm acestor centre care sunt înființate în licee, în săli de sport, așa încât să avem totul la dispoziție pentru confortul și pentru siguranța procesului de vaccinare. Rămânem în zona aceasta. Dumneavoastră coordonați activitatea administrativă, să îi spunem așa, din punct de vedere administrativ, a două spitale importante din Ploiești. Vorbim aici de Spitalul de Pediatrie și Spitalul Municipal Ploiești. Înțeleg că există mari șanse ca anul acesta să fie demarată procedura necesară pentru construcția unui nou spital. Până atunci, chiar dacă, repet, un astfel de proiect a tot fost folosit ca material electoral din 2012 până în prezent, aș vrea să ne referim strict la ceea ce există. Chiar dacă în ambele spitale e clar că în ultimii ani s-au investit destul de mulți bani pentru în zona aceasta de creșterea confortului pacienților, încă mai sunt multe de făcut. Vreau să vă întreb dacă la cele două instituții ați identificat până acum soluții la anumite probleme pe care cu siguranță vi le-au adus la, să spunem așa, la informare atât pacienții cât și cadrele medicale. Așa cum a spus dumneavoastră, principala problemă cu care ne confruntăm în municipiul Ploiești în ceea ce privește cele două spitale este spațiu. Clădirile sunt vechi, sunt limitate ca și posibilitate de extindere. După cum știți, la Spitalul de Pediatrie, de exemplu, sunt holuri înguste, clădirea este veche, efectiv nu mai există posibilitate de extindere peste capacitatea ei în acest moment. Și de aici pornește și disconfortul pacienților și celor care ajung în Spitalul de Pediatrie, acele săli înguste, holuri înguste, cabinete înghesuite și așa mai departe. Și la Spitalul Schuller există problema spațiului, la Spitalul Municipal, Ploieștenii le știu, de Schuller, există problema spațiului. Acolo, din fericire, au curte mai mare care le-a permis să construiască în curte corpuri adiționale sau, de exemplu, în această perioadă să aducă containere unde pacienții să poată sta pe vreme rea sau când plouă să poată să aștepte în containere la cabinetele de oncologie. Deci aceasta ar fi prima problemă, cea clădirilor, și de aceea consider foarte important și esențial ca noul spital să fie demarat și să fie terminat în un timp cât mai rapid. Vorbim ca și proiect să localizăm exact viitoarea, să spunem așa, locație. Ne referim la fosta unitate militară de pe Torcători. Acela este spațiul unde primăria încearcă să facă un nou spital. Da. Bun. De asemenea, dumneavoastră coordonați și activitatea serviciului public comunitar, evidența persoanelor. Chiar și noi, cei de la Observatorul, am relatat o anumită, să spunem, lipsă de empatie cu cei care vin acolo nu doar din motive, să spunem așa, de bucurie, gen s-a născut un copil sau o căsătorie, ci și, din păcate, cei care ne părăsesc.
Da. Înțeleg că acea problemă a fost rezolvată. Dacă intenționați să introduceți și alte decizii, măsuri, să implementați și alte măsuri, astfel încât cetățeanul să nu mai fie obligat să piardă timp în niște condiții mai mult sau mai puțin bune pentru a-și rezolva problema în ceea ce privește niște documente oficiale. Aici am mai multe de spus și aș vrea să înțeleagă în primul rând cetățenii, pentru că am fost acolo și am văzut. O principală problemă cu care ne confruntăm, de exemplu, la serviciul stare civilă, certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de deces, principala problemă este lipsa digitalizării. În secolul 21, astăzi, ele, toate aceste documente se scriu de mână. Există registrul stării civile cu documentul de stare civilă și există certificatul. Persoanele respective în continuare le scriu de mână, ambele. Raportările către statistică se scriu pe hârtiuțe de mână. Este o muncă manuală incredibilă și procesul este foarte îngreunat din cauza acestei procedură veche care a rămas. E într-adevăr, sunt oameni capabili care știu să scrie și au experiență, dar durează mult. Populația a crescut, nu ne mai putem compara cu secolul trecut. Nu era mai simplu, nu știu, un echipament informatic care să ușureze mult munca funcționarilor? Există un proiect de digitalizare a evidenței populației la nivel național, care va presupune scanarea tuturor actelor de stare civilă, începând cu acum 100 de ani, de exemplu. Dar acest proces se face la nivel național și va dura. Revenind la problema de la starea civilă și de la evidența populației, este adevărat că multe persoane și mulți cetățeni se plâng de lipsa de empatie, de lipsa de comunicare și în acest sens chiar am adresat numeroase rugăminți către direcția, către evidența populației, să se pună mai mult accent pe empatie și pe comunicare, mai ales la serviciul de eliberare a certificatelor de deces. Aș vrea să fac totuși o precizare referitor la volumul mare de certificate de deces care s-au eliberat anul acesta. Anul acesta s-au eliberat cu 600 certificate mai mult față de anul trecut. Deci au fost 600 de decese mai mult anul acesta față de anul trecut. În ceea ce privește cărțile de identitate, la fel, au fost acele măsuri de reducere a personalului care este în incintă instituțiilor publice și din acest motiv programările s-au putut face doar la un singur ghișeu în loc de două ghișee. Din nou am solicitat direcției pentru evidența populației să comunice persoanelor. Se întâmplă acest lucru pentru că avem o ordonanță care ne spune să reducem numărul de persoane angajați care sunt la birou. De aceea noi nu putem să venim cu tot personalul să lucrăm în același timp. Trebuie să facă acele programe de dezinsecție. După la câteva ore trebuie să închidă și să vină să șteargă, să facă dezinsecție. Au fost foarte multe neplăceri cauzate, din păcate, de această situație. Sunt neplăceri cauzate de o lipsă a digitalizării și a informatizării serviciilor publice. Dar avem de lucru și la felul în care reușim să comunicăm cu cetățeanul și felul în care serviciile publice înțeleg că cetățenii sunt clienții lor și principalul lor scop, pe lângă eliberarea acestor acte absolut necesare, este și comunicarea cu cetățenii, să li se explice, să se vorbească cu cetățenii și în multe cazuri să reușim să empatizăm cu ei în momentele dificile ale vieții. Bun, o cititoare vă întreabă ce se mai întâmplă cu avizarea planului urbanistic general, cine din executiv și din consiliul local se ocupă de această problemă, ce trenează de câțiva ani, este unul dintre mesaje, dacă îi puteți răspunde. Da, m-am interesat, am vorbit cu noul arhitect șef al municipiului Ploiești, dânsa are ca obiectiv realizarea planului urbanistic general.
Pentru realizarea acestui plan urbanistic general trebuie achiziționat un sistem informatic care să permită realizarea lui și va fi, sperăm, este să fie inclus, programat să fie inclus în bugetul anului acesta pentru a putea să deschidem licitația și să fie achiziționat sistemul, să putem să începem să se putea, să se poată începe lucrările la PUG. Doamna viceprimar, tot ați amintit de buget. Ne puteți da câteva, nu știu, direcții în ceea ce privește investițiile pe care Primăria Ploieștii le poate permite în 2021? Pentru că până acum ploieștenilor li se reproșa tot timpul: vreți de la noi foarte multe lucruri, dar noi nu avem bani în buget pentru a, nici măcar pentru a stupa câteva gropi. Cel puțin aceasta a fost marota fostei administrații. E clar că oamenii nu mai au răbdare și nici nu mai pot accepta astfel de răspunsuri. Dacă ne puteți spune ce alternative la finanțarea de la bugetul local exclusivă pentru investiții a identificat Primăria Ploiești și la ce ar trebui să se așteaptă să se aștepte ploieștenii anul acesta? Ploieștenii au perfectă dreptate. Sunt privind la alte localități care au reușit să facă lucrări extraordinare prin accesarea de fonduri europene, ploieștenii la rândul lor se așteaptă la același lucru și din partea administrației locale. Alternativa la bugetul local sunt fondurile europene, atragerea de fonduri europene pentru diverse proiecte pentru dezvoltarea orașului. Și nu mă refer doar la proiecte de infrastructură, mă refer la proiecte de digitalizarea instituțiilor publice care să ușureze interacțiunea cu instituțiile publice, proiecte pentru reducerea emisiilor de CO2 și reducerea poluării, proiecte care să ajute dezvoltarea orașului pe principii durabile. Așa cum am spus, alternativa la bugetul, la fondurile din bugetul local sunt fondurile de la Uniunea Europeană. Principalele direcții pe care primăria le are în bugetul local pe anul 2021 vor fi, bineînțeles, finalizarea celor proiecte pe fonduri europene care au fost demarate sau a căror studii de fezabilitate și proiectare a fost încheiată. Ele vor trebui continuate, acele proiecte care sunt deja în derulare. Urmează să fie deschise noi linii de finanțare anul acesta de către guvern prin Ministerul Fondurilor Europene și bineînțeles că ne vom uita către aceste linii de finanțare pentru a putea să le accesăm și să reușim să implementăm și în Ploiești proiecte pentru dezvoltarea Ploieștiului, pentru transformarea lui într-un oraș verde, dar și proiecte de infrastructură. Acestea sunt principalele linii pe care ne vom uita, la fonduri europene, la liniile de fonduri europene. Bun, ploieștenii au, să spunem, destul de recent amintirea problemelor pe care le-au avut autoritățile locale și care s-au răsfrâns direct asupra lor. Mă refer aici la calitatea îndoielnică a lucrărilor, durata acestora, la lucrările de mare infrastructură din 2014, 2012, 2016, să spunem, atunci când orașul efectiv a fost blocat pentru modernizarea liniilor de tramvai. Chiar și acum, pe anumite tronsoane unde au intervenit drumarii în modernizarea drumului, mă refer aici la șoseaua Vestului sau șoseaua Nordului, încă apar gropi în asfaltul care ar fi trebuit să dureze măcar 5 ani de zile. Vreau să vă întreb dacă actuala administrație își va lua specialiști sau va desemna oameni de încredere, astfel încât constructorii să nu-și mai bată efectiv joc de banii alocați pentru lucrări din acestea mari de infrastructură. Cu siguranță, având și experiența ceea ce s-a petrecut în anii precedenți, actuala administrație va lua toate măsurile necesare pentru a evita probleme similare la noile proiecte pe care le va derula. Bun, avem, apropo și de angajații primăriei Ploiești, avem, să spunem, termen de comparație Consiliul Județean.
acolo unde consilierii județeni ai USR Plus au votat alături de cei ai PNL și culmea cei ai Pro-România pentru reducerea organigramei. E drept, măsura asta nu poate fi pusă în aplicare deoarece au existat mai multe acțiuni în instanță care au blocat efectiv procedura. Dacă ne puteți spune dacă același lucru se va întâmpla și în primăria Ploiești, dacă există această variantă de restructurare, eliminarea unor posturi, astfel încât să existe o reducere a aparatului administrativ în ceea ce privește atât aparatul propriu al primăriei Ploiești, cât și instituțiile subornate. Mă refer aici la SGU, TCE, CSM și așa mai departe. Acest lucru nu a fost discutat în Consiliul Local până în acest moment. Deci excludeți o astfel de variantă, dar măcar oamenii vor fi evaluați, dacă vreți, din punct de vedere profesional, astfel încât cei care efectiv freacă menta pe românește să fie trași la răspundere? Evaluările se fac constant a personalului și, bineînțeles, se impune o eficientizare a activității personalului în toate domeniile administrației publice și a serviciilor publice. Dumneavoastră veniți din domeniul privat, ați lucrat pentru o multinațională, acolo unde cu siguranță existau niște reguli foarte stricte, fiecare știa ce avea de făcut, cu niște target, cu anumite targeturi, cu termene. Ce ați găsit în primărie și cum v-au primit, să spunem așa, funcționarii? Bine, m-am primit bine. În primărie lucrurile stau un pic diferite față de o multinațională, ca să explic așa. Primăria are, funcționarii publici au propria lege, ei își ghidează activitatea după legea funcționarilor publici. Și bineînțeles că pot fi implementate anumite practici, măsuri, politici din domeniul privat și în cadrul primăriei cu privire la responsabilități, termene, indicatori de performanță. Deci se pot implementa. Trebuie adaptați, în schimb, la specificul faptului că avem de-a face cu o instituție publică, funcționari publici, au alt regim juridic. Dumneavoastră personal, de ce ați lăsat o carieră în domeniul privat pentru a lucra în administrație? Nu știu, ce v-a determinat să faceți lucrul acesta? De obicei, foarte mulți evită să iau o astfel de decizie, preferând, dacă vreți, inclusiv din punct de vedere financiar, o viață mai liniștită din punctul ăsta de vedere decât una în administrație. În primul rând pentru că locuiesc în Ploiești și atunci când vezi că ceva nu merge bine, îți dorești să schimbi acel lucru. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Am văzut de-a lungul anilor cum lucrurile nu merg bine, cum lucrurile stagnează, cum serviciile în administrația publică nu sunt nici de cum îndreptate către cetățean și nu există o relație client și funcționar public, și aici la client mă refer la cetățean, pentru că pentru serviciile publice cetățenii sunt clienții. Corect. Și atunci, văzând toate aceste probleme și aceste deficiențe ale orașului nostru, am decis să mă implic tocmai pentru că sper că vin cu această experiență din cadrul unei corporații unde lucrurile erau foarte clare în ceea ce privește responsabilitatea și răspunderea pe care tu o ai față de companie, să putem să o implementăm și în cadrul administrației publice. Prin, așa cum am spus, prin diverse indicatori de performanță, comunicarea clară a unor termene. E vorba de și de cum comunică și de cum se comunică de către superiori subalternilor, cu termene clare, cu obiective clare. Nu știu dacă sunt obișnuiți cu modul acesta de lucru mulți funcționari din primăria Ploiești, pentru că, mă rog, indiferent de calitatea umană a celor care ne-au condus în ultimii 8 ani de zile, cu siguranță și aparatul birocratic al primăriei Ploiești a dat multe rateuri în relația cu cetățeanul. Și cred că asta s-a văzut inclusiv în modul în care au votat ploieștenii
la alegerile de anul trecut. O întrebare de la domnul Voicu: când vom putea vedea și noi o strategie adevărată de dezvoltare a orașului și una de creștere a calității administrației locale? Cred că ați răspuns oarecum la cele două întrebări. Un orizont, să spunem, de așteptare decent, care ar fi acela pentru ca ploieștenii să perceapă fizic, prin experiența personală, această schimbare a administrației locale? Nu știu, anul acesta, un decurs de 2 ani de zile, repet, răbdarea ploieștenilor este una destul de limitată. Da, și înțeleg, și eu am speranța și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a putea să începem această tranziție cât mai curând posibil. Adică să începem chiar de azi schimbarea acestei abordări și acestei viziuni asupra relației cetățean-servicii publice oferite. Bun, cineva revine apropo de restructurare. Cum comentați, sau dacă, să spunem așa, grupul consilierilor USR Plus va vota proiectul anunțat deja de primarul Andrei Voloseviș prin comasarea a două societăți aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești, mă refer aici la SGU și Hale și Piețe. Aparent sunt două entități separate care au înghițit destul de mulți bani de la bugetul local. Și dacă ne raportăm și la o instituție, la SGU, prin calitatea serviciilor prestate cel puțin până anul trecut, respectiv Hale și Piețe, e suficient să ne uităm la cum arată clădirea halelor sau cum arată platoul halelor centrale, să ne dăm seama cât de jos este, să spunem, calitatea serviciilor prestate către cetățeni. Cum agreați o astfel de idee? Sunteți împotriva ei? Din punctul meu de vedere, eu văd lucrurile în acest mod. Există două servicii publice, existau două societăți comerciale, SGU și Hale și Piețe. Ideea comasării lor ar fi de a oferi cetățenilor sau de a oferi orașului un sistem integrat de servicii, atât în gospodărire, cât și în administrarea piețelor și a halelor. Ele se întrepătrund de multe ori și oferă, uneori sunt interconectate în ceea ce privește activitatea lor. Și atunci, dacă am privi această comasare ca o eficientizare și a oferi un pachet mai larg de servicii și mai bine definit în ceea ce privește gospodăria urbană și Hale și Piețe, este un proiect pe care îl privesc cu încredere din acest punct de vedere al unei eficientizări. Bun, asta presupune inclusiv restructurarea personalului. Automat, dacă stau să mă gândesc, sunt o grămadă de consilierii, directori adjuncți, consilierei directorului ajuns și așa mai departe. La Hale și Piețe cred că sunt 50 de inspectori de piață. Mi se pare un număr uriaș în raport cu ceea ce fac oamenii efectiv, că decât însoțesc niște oameni care încasează taxele comercianților. Nu le văd rostul unor astfel de cetățeni plătiți din banii ploieștenilor. La fel și la SGU. Cred că avem mult mai mulți oameni în serviciu TESA decât cei care efectiv lucrează în stradă. Amenajare spații verzi sau lucrări pe domeniul public și așa mai departe. Vedeți, aici, venind din mediul privat, eu privesc fuziunea în mod diferit. Eu privesc fuziunea nu neapărat că imediat se va restrânge vreun sau numărul de angajați. Eu privesc fuziunea în primul rând să se analizeze ce servicii pot fi promovate, cum pot fi comasate anumite servicii sau îmbunătățite anumite direcții de serviciu. De exemplu, ați spus dumneavoastră de spațiile verzi. Spațiile verzi trebuie văzut, regândit, cum poți să-l faci să fie mai bun, să mai eficient. Adică ce direcții de servicii vrei să le să aibă noua structură sau noua companie pe care tu o vei înființa, să aibă ca obiect de activitate X, Y, Z. Și privește întâi din acest punct de vedere o nouă societate.
Pe WhatsApp curg mesajele, ce se întâmplă, ce se mai aude cu Mitica Apostol după ultima zăpadă, a fost dezastru. Este unul dintre mesajele celor care locuiesc acolo. Nu știu ce ar mai putea fi spus de Mitica Apostol. Cred că de când s-a înființat acel cartier al Ploieștiului, problemele au rămas nerezolvate. Din păcate, da. Este un cartier relativ vechi. Acolo sunt terenuri vechi și au fost case vechi. Ulterior, el s-a dezvoltat, lumea a venit în zonă. Una din principalele probleme a cartierului este lipsa canalizării și, ca urmare, până nu este finalizată canalizarea, nu putem să vorbim de o asfaltare, pentru că trebuie tras întâi utilitățile, canalizarea și apoi venit cu asfaltare eficientă și durabilă. Dar Mitica Apostol este și una din prioritățile actualei administrații, să finalizăm lucrările de canalizare. Apropo de SGU, o mămică ne scrie că multe dintre locurile de joacă din Ploiești arată deplorabil și pun în pericol sănătatea copiilor. Dacă noua administrație va încerca să facă ceva pentru modernizarea acestora? Da, există prins în buget și o astfel de sumă, am văzut, pentru locuri de joacă, reamenajarea locuri de joacă. Bun, doamna viceprimară, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru participare. Cu siguranță ne vom revedea pe parcursul mandatului dumneavoastră la Primăria Ploiești. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră. De la ora 13 vine colegul meu John Cristea cu generația lui John, o tânără care a avut o experiență interesantă la un post cunoscut de radio și care acum încearcă să-și creeze o carieră în cu totul și cu totul alt domeniu. Încă o dată vă mulțumesc și vă invităm, dacă puteți, pentru că platforma de vaccinare, de programare pentru vaccinarea dar a te urși în această dimineață, să vă programați pentru vaccin și să vă dorim noroc în tentativa dumneavoastră de a căpăta serul salvator. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc tuturor celor care s-au uitat la emisiunea noastră și vă rog să păstreze în continuare măsurile de siguranță și să fim cu toții sănătoși și în siguranță. O zi bună, vă revedeți cu John Crista peste mai puțin de 2 ore. La revedere!